Andrei Draghia, Ionuț Mitra și Alexandru Șotrocan sunt cei trei sportivi care au reprezentat România la campionatul european de Kempo desfășurat în Turcia. Sportivii au fost selecționați pentru a face parte din lotul național care a reunit circa 30 de tineri din mai multe cluburi din țară. Din păcate, pentru Alexandru Șotrocan, competiția s-a încheiat mult mai repede, el fiind accidentat la piciorul stâng. Am avut și noi trei reprezentanți, de fapt, ai clubului nostru, care a făcut parte din lotul național. Cei doi sportivi care avem acum în sală, Ionuț Mitrea și Draghia Andrei, au obținut medaliile de aur, argint și bronz. Alexandru Șotrocan s-a accidentat în primul meci și n-a putut să mai continue. A fost primului an la seniorat, a avut și ghinionul să se accidenteze și s-a întâmplat acest lucru. Pentru cei doi sportivi giurgiuveni medaliați, rezultatele nu au fost neapărat o surpriză, ci mai degrabă răsplata lungilor antrenamente făcute în baza sportivă a clubului Acvila. Cum de-ai ajuns la performanța de a obține o medalie de aur? Multă pregătire și multă seriozitate. Te-ai bătut cu parteneri din ce stat? Turci, Azerbaijan, Kazakhstan. Care a fost cel mai de temut adversar? Turcii. Două medalii dintr-un foc. Cum a fost la campionat? A fost o experiență foarte grea, dar ne-am pregătit destul de bine și spun eu că am meritat aceste medalii. Pentru cei doi tineri, dar și pentru ceilalți sportivi valoroși de la Acvila Giurgiu, urmează și alte competiții importante de la care promit că se vor întoarce cu rezultate bune.